Bună dimineața, dragilor! Cel puțin 10% din populația globului suferă de litiază biliară. În termeni populari, pietre la fiere. Și mai mare este procentajul persoanelor care au dischinezie biliară, adică o bilă leneșă. Iar o astfel de criză înseamnă de cele mai multe ori dureri insuportabile. Ce este de făcut în aceste cazuri și cum putem evita sau preveni astfel de crize? Ne va spune în continuare doamna dr. Ecaterina Cebanu, specialist în gastrologie. Ce înseamnă bila leneșă oarecum sau o dischinezie a vezicii biliare? Înseamnă că noi investigând pacientul dat, pacientul poate să prezinte cu o clinică de fenomene dispeptice, de greață, de amărăciuni, periodic dureri, situații de dispepsie, noi îl investigăm, facem un examen ultrasonografic, facem analizele de rutină și nu determinăm o careva problemă care să influențeze vezica biliară să funcționeze adecvat. Dar, de fapt, funcția vezicii biliare este afectată. Adică contracția vezicii biliare nu este menținută în limitele normei. Fie este vorbim de hiperkinetic, adică este hiperactivă sau hipokinetic, hipoactivă. În ceea ce privește de patologiile funcționale la nivelul vezicii biliare, vorbim despre trei. Vorbim despre durerea biliară. Aceasta este o durere care se repete o dată pe săptămână, cu durată mai mult de 30 de minute, asociată sau nu de fenomene dispeptice. Vorbim despre o disfuncție la nivelul sfincterului Oddi, fie tip biliar, fie tip pancreatic. Și situația dată, da, vezica biliară poate să funcționeze cu hipotonie, adică poate să nu manifeste funcția de contractilitate bună. În situația dată poate să nu propulseze bila spre duoden pentru a fi emulsionate grăsimile în cantitatea care trebuie. În anumite condiții, când se mai asociază și careva factor de risc la pacient, totuși are loc, poate să aibă loc o cristalizare, o condensare la nivelul vezicii biliare și ar putea să schimbe stratul ăsta de bilă să devină un gel coloidal și ar putea să ducă la cristalizări și la formări de calculi. Dragilor, rețineți, dacă aveți o bilă leneșă, diagnosticată în modul cuvenit de medicul specialist, nu așteptați terapii minune. Ele nu există. Fiecare tratament va presupune și un efort din partea dumneavoastră. Iar aproape 90% din terapia care vi se va recomanda va fi schimbarea modului de a alimenta. Și dacă doriți să fiți sănătoși și să nu suportați durere după fiecare masă copioasă, veți urma cu siguranță aceste recomandări. Numai așa puteți preveni crizele provocate de afecțiunile ferii. Fiți precauți! Sănătate să aveți!